Am revenit în direct cu domnul Constantin Iacoban, fost președinte al Consiliului Județean, cunoaște situația și e bine să discutăm așa clar și concis, să punem toate explicațiile pe masă, să înțelegem cu toții ce e cu societatea asta, mai merită să existe sau nu. Ne-ați, mă rog, creionat ideea că e necesar și într-adevăr orașele mari, orașele care se respectă, au societăți de transport care fac treabă bună. Ne uităm la Cluj, da? Ați văzut și în București, de altă parte, că și acolo lucrurile au fost cum au fost, au luat turcisme de alea, au autocare turcești, autobuze turcești, nu sunt bune, nu sunt. Deci, probleme sunt peste tot în țară. Mă uitam puțin pe contul de profit și pierderi la 30.06, 30 mai. 30 iunie. Iunie, pardon. Bilanțul parțial, da. Bilanțul, da. Așa, cifra de afaceri, vedeți și dumneavoastră, este undeva la 8.570.000, da? Venituri din subvenții și exploatare 5.276.000, venituri de exploatare total 8.600.000. Se învârt niște bani frumoși în societate. O să vedem și salariile imediat. Sunt vreo 3 milioane și ceva. Deci se duc și bani frumoși. Aici vreau să vă întreb, nu cumva când e rost de politică, cetățeanul se uită așa cu oarecare suspiciune și zice, băi, acolo sunt aciuați de la un partid sau de la altul. Dumneavoastră știți foarte bine că ați trecut prin politică și știți că acum cam așa e. Ce părere aveți? Cu regret trebuie să spun că lucrul ăsta nu e nou. De Da. societatea nu-i de ieri de azi, au fost sub toate guvernările. Deci, acum spunem că este a Consiliul Județean, este o formațiune politică care conduce Consiliul Județean prin reprezentanți, da, și cu majoritate acolo. Înainte, în 2008-2012, a fost altă formațiune care tot a condus troleibuzul. După aia, în 2012 până în 2016, altcineva. În 2004-2008, tot așa a fost, deci nu putem vorbi că troleibuzul este a Consiliului Județean de astăzi, care nu mai e Nu, Consiliul nu, nu, dar Județean de n-am acum zis. 4 Nu, ani. nu, 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 nu. Sigur că Lucrurile s-au rostogolit, sunt dar lucruri care se pot acum. analiza de către cei care au răspunderi. În primul rând, cred că nu nimeni nu a spus unui primar că nu poți să vii să analizeze într-o ședință la Adur Trans sau la Trolebuzu situația de fapt privind structura de personal, posibilități de reducere, reorganizarea unor compartimente și așa mai departe. De exemplu, cine ar fi împotrivă să zică o primărie sau cea mai puternică, primăria Piatra Neamț sau Decinul și Consiliul Județean, de asistența juridică, dau un exemplu, o facem noi. Nu știu, societatea astăzi, dar cred că are jurist, nu mai faceți dumneavoastră, iată că reducem un om, vă dăm noi asistență juridică. În alt ordin de idei, structură de, hai să zic, de, e mai puțin din domeniul public, o instituție din domeniul public să țină partea de personal. Dar și acolo, sau în alte domenii, în structura societății se pot găsi soluții pentru reducerea unor cheltuieli. Sunt absolut sigur de lucrul ăsta, însă trebuie să lucrul acesta să intre într-o analiză a unor factori de decizie și să dispună asemenea măsuri care sigur că se vor aplica. La urma urmei, structurile de AGA, Consiliul de Administrație, sunt structuri numite de către Consiliul Județean, AGA și pe linie de consecinții Consiliul de Administrație de către AGA și nu pot să nu facă decât ceea ce li se cere, fiindcă în urma unor negocieri de genul acesta se vor lua o decizie și se va da o linie. Sunt convins că lucrurile acestea pot fi discutate și analizate pentru eventuală reducere a unor cheltuieli. Aici Spot. da, aici, Pot fi. pentru că repet, dacă privatul reușește să, ca așa. Lămuresc un pic suma, diferența de Lămuriți-mă. buget, de veniturile și veniturile din subvenții.
Păi societatea aceasta nu prea are voie să facă alt gen de prestații. Nu are voie să dea mașini, să închirieze, să... sunt mici excepții. Nu are voie, deci societatea fiind... Să închirieze... Deci autobuze, microbuze... La... Nu știu. Nu, vă spun sigur. Băi, da, a fost în AGA. Nu, vă cred. Deci prin acest contract de delegare de servicii, care s-a încheiat cu Adior Trans, ei nu au voie să facă... Pentru că n-au cum pleca, nu? Chiar dacă ar avea, să zicem că, nu știu, s-ar înlocui o mașină. Iau multe mașini de rezervă, ceea ce e firesc. La o asemenea companie să aibă cu ce? Intră mașini reparații, mașini care trebuie să intervină, poate să apară ceva. Și sigur că dispun de mijloace de rezervă. Este un procent care trebuie asigurat. Ei sigură la sigură și au și în plus. Dar... ei nu pot să facă decât din aceste servicii veniturile. Ei nu au voie să facă prestații de altă natură prin contractul de legare de servicii care l-a încheiat ca Adior Trans. Deci lucrul acesta trebuie cunoscut. Ca să nu se zică, domnule, dar de ce nu facă el alt? Fiindcă asta este regimul în care lucrează respectiva societate. Adică trebuie să pătrunim un pic în miezul acestor aspecte ca să nu creăm confuzii. Chiar dacă se ia o decizie politică într-o sens sau în altă, dar opinia publică, cetățenii care sunt direct afectați de transport, ei nu să știe. Ei că eu când ies în stație, mă urc în primul care vine, că nu știți cum e. Așa, dar tot cu 2 lei. Da, sudul asta, da? Nu, e 2,50. Da, tot 2,50, băi, și privatul. 2,50. Da, 2,50. Pe când cursa aceasta specială, care e 2,50 de la Gârcina până la piața, până la gară, de acolo dacă vă urcați tot atâta dați, aici dați de aici și până la gară, nu până în presta, sau vă duceți până la, din colț de Petrodama. Până da. Aici, în Calea Romale, până da. La da. Păi da. Magazinul. Vedeți dumneavoastră? Asta e. Și am spus, prin acea hotărâre din 2017 s-a reușit, poate trebuie și mai multă atenție la Consiliul Județean, așa, pe această chestiune, s-a reușit, a prins serviciul de transport din Consiliul Județean, toate cursurile externe municipiului se poate opri să ia călători din stațiile din municipiu. Lucru anormal. Sut în sut. Chiar dacă cei care colaborez o să reproșeze după aceea, eu spun că nu este corect. Din punctul ăsta de vedere. Fiindcă este afectată direct societatea troleibuzului. Nici acest lucru nu l-am știut. Dar iarna când e zăpadă, când ești, aoleu, ud, așa, te-ai urcat, nu mai stai că vezi că vine unul, da, așa, și mai bine, unde mergi? Și mai bine să fie în stațiile făcute de Adior Trans, să fie 4-5 microbuze înghesuite și așa, adică să vină mașina troleibuzului și să urci civilizat în mașină? Da. Astea sunt lucruri sincer, nu le-am cunoscut și vă dați seama. Păi de-aia le-am adus în atenție. Da, de-aia m-ați invitat să aduc niște aspecte de genul ăsta în atenția cetățenilor, că nu al cuiva. Da, fără îndoială, subiectul... Cetățenii urmăresc. Subiectul, cum să vă interesează. Spun, va fi ei sunt afectați. Va fi întors pe toate părțile. Eu n-am oamenii treabă cu politica. Oamenii n-au timp să stea, nici măcar să se uite pe, eu știu, contul de profit și pierde. Ce îi interesează? Las, că știți cum e omul acum. Omul acum în viteză. Citești un titlu, a văzut că, păi asta e... Da, omul acolo... în viteză. Omul vrea să-i fie bine. El vrea să aibă mijloc de transport la dispoziție. Da. El vrea să circule, să aibă abonamentul și să poată fi onorat abonamentul respectiv. Trebuie să ajungă la servici, trebuie să ducă un pensionar până la piață, trebuie să întoarcă înapoi. Dacă putem să nu-i mai, să-i dăm mai multe călătorii, să aprobe într-o ședință a primării, să aibă mai multe călătorii, elevul respectiv trebuie să ajungă la liceu în Piatra pentru cel de la Dumbrava, de la Săvinesc, să fie mândru că elevii lui au reușit la liceile din Piatra Neamț și jumate din prețul abonamentului copilului trebuie să-l suporte primăria, dacă avem edil responsabil. Adică sunt niște aspecte care trebuie analizate și pentru omul de rând. Noi poate avem mașini și nu ne folosim așa mult de transportul public. Nu așa trebuie să gândim în viață. Nu, dar vine iarna. Eu spre exemplu, iarna circul numai cu transport în comun. Nu-mi convine deci, să frec benzină păi prin oraș. Să... Sunt mulți oameni care gândesc și, așa. Cum spuneți dumneavoastră, cu 2,50 e mult mai ieftin să vin până în Dărmănești decât să merg cu mașina mea. Exact.
Și deci, îmi convine să chiar să folosesc și folosesc transportul în comun. Și nu-mi place nici să stau în stație, nici care a venit în primul m-am urcat. Deci nu, la mine nu există așa. Poate să fie de la orice firmă, nici nu-l întreb. Unde mergi? Văd că are direcția așa, m-am urcat. Peste tot, transportul ăsta e clar subvenționat. Noi nu suntem Luxemburg. În Luxemburg e la liber. Au reușit să facă lucrurile astea pentru că acolo se strânge marea bogăție și firmele mari și fac acolo sediu, offshore-ul numărul 1 din Europa. Și aia nu mai stau la discuții să mai vadă câți bani, cum fac, cum dreg, așa ca să facă subvenții. Dar transportul este o emblemă pentru localitatea respectivă. Când te duci într-un oraș... E un nivel de civilizație. Exact, exact. E un nivel de civilizație. Când ai văzut un autobuz, un așa, îți dai seama în ce hal de civilizație. Eu așa îl consider. Categoric. Când am văzut în Arad că aveau niște tramvaie, cred că de la războiul din 44, și aia cu fabrică de... Exact. Eu acolo am rămas șocat. Cu fabrica în oraș de tramvaie, așa, ei aveau niște hârburi vopsite și revopsite la pensula nu știu câta oară, de-a rămas să-mi spui ce-s cu ăștia, chiar așa n-au fost interesați. Tot politic am aflat, tot politic, se certase cu directorul ăla că e privată, firma e privată. Vedeți? Eu nu contest că nu, sunt și niște dedesubturi aici, cheltuieli, aia, s-au dat, s-au făcut greșeli, câte și mai câte, așa. Eu nu contest că sunt, dar nu-i treaba noastră. Dacă e, eu știu, organele statului, Curtea de Conturi și așa... Curtea de Conturi, ANAF-ul, exact. Sunt instituții care verifică și verifică. Există controlul care îl face ADUR Trans-ul. Ei trebuie să clarifice acestea. Dar dumneavoastră, nemai fiind în politică astăzi, vedeți, vorbiți foarte frumos din afară. Dar, de exemplu, să chem pe cineva din... Păi stai, domnule, că acum partidul meu, că știți cum se vorbește azi, așa, că sunt dușman, așa, că sigur vrea să mă... Așa, că eu sunt primar de la PSD și numai așa, sau invers, sau... Păi și se caută tot felul de explicații, de nu mai înțelege omul nimic. Absolut nimic. Da, eu consider că sunt băgați oameni acolo, deci, se pot mai... Suceava are primar de la formațiunea PNL. Da? A adus 35 de autobuze, 5 pe Banca Europeană de Investiții și 30 pe Fondul de Mobilitate Urbană. Au 35 de autobuze electrice. Dacă e să vorbim de stânga și dreapta. Nu era cazul să spun că lungul cunoaște lumea, doar vă uitați și vedeți cât a adus Suceava. Și flutură, deci nici într-un caz noi pe baricada care astăzi vorbim conduce treburile țării. Deci există inițiative a edililor care dau rezultate. Știți ce se întâmplă? Sunt câțiva ani care ne permit nouă să mai atragem niște bani europeni, să ne mai cumpărăm una alta, nu știu ce nu, să zic. Uniunea Europeană are niște proiecte foarte clare. Ei nu dau decât în anumite condiții. Iată autobuzele de la Suceava. Ați avut dreptate. Deci ce? Acum câteva luni au venit... Asemnat, așa, sigur că da. De astea ca la noi, iată, au și carsanuri de astea foarte bune. Pe trasee de astea am văzut pe la Gârcia, pe aici, pe la Bâtca Doamne, așa. Nu poți să intri cu dita mai... Da, categoric. Și stă accesibil. E și vorba de prețurile la care le putem lua, știți? Că de... Am vrea și noi, numai din alea, din nu știu care clasă, dar costă cât 5 de asfalte bănuiesc. Sau nu, 5 de vreo 3, sigur. Uh-huh. 2, 3. De aceea eu cred că trebuie găsit un numitor comun și abordată problema din punct de vedere al interesului cetățeanului și a urbei și a zonei limitrofe. Fiindcă cei care vor suferi vor fi cei de acum și cei din viitor. Începând de la copii, oameni de vârstă normală, care au joburi și, bineînțeles, bătrânii, pensionari. Ei sunt categoriile expuse. Nu altcineva. Cei care trebuie să deplaseze zilnic spre diferite activități, cei care trebuie să ducă la școli, cei care sunt pensionari și care au veniturile foarte limitate. Cât am vrea, o să vedem că... Se va mai putea, adică se mai, va mai merge așa cu sistemul ăsta. Nu, acum recunoaștem, nici nu sunt bani. Vedeți? E păi, o categorie. Primăriile n-au bani.
Consiliul Județean are pe ale lui. Eu cred că și ea este eu cred că știm cel puțin din trebuie să le mai dăm, nu știu cât. Da, dar noi trebuie să ne gândim la să prioritizăm anumite cheltuieli. Orice s-ar spune, trebuie să vedem nu vorbim de nicio entitate. Să vedem câte sărbători am reușit să facem într-un an de zile în diferite comunități și sigur că laudă pe edilul respectiv, pe primarul respectiv, toată lumea îl aplaudă, ține o zi, o după masă, așa, și cât putem da pentru un transport public de călător ca să ne ajutăm copiii, elevii să ajungă la liceu, dintr-o comună limitrofă orașului. Da? Deci, cât putem noi să susținem? Deci eu cred că prioritizarea aceasta a unor cheltuieli se poate face și în cursul anului. Nu poți să dai totul. Poți să existe și soluții temporare. Adică să vedem, inclusiv discuții cu o serie întreagă de furnizori, de colaboratori a firmelor respective. Adică există când se face un lobby, există un interes ca o activitate să continue, se pot face diferite demersuri, inclusiv de altă natură administrativă, nu numai financiară, ca activitatea respectivă să meargă mai departe. Da, fără îndoială, sunt un cumul de lucruri de luat în calcul. E într-adevăr o discuție. Anii următori vor fi, cum să spun, din ce în ce mai grei. Vedeți, orașul parcă e din ce în ce mai... Nu parcă, e din ce în ce mai aglomerat. Nu mai avem loc, nu mai avem parcări, nu mai avem... Așa, se cere o gândire, o reformă din punctul ăsta de vedere. Unde parcăm, pe unde circulăm autobuzele. Vă spuneam de circulația pe nou cartier care se dezvoltă, da, pe fermele. Cum vor intra autobuzele acolo? Nu va fi nevoie la un moment dat să intre autobuzele undeva la 2 km de la fermelor spre Dumbrava, dacă intrați acolo sunt case, cumva să intre și un autobuz sau o salvare sau niște mașini de pompieri. Da. Deci, dacă intră numai în cartierul ăla, ne dăm seama că sunt lucruri care încă poate nu e târziu de pus la punct, dar sunt lucruri care trebuie făcute și altfel. Da. Deci, dacă ne extindem, ne extindem, dar ne extindem și cu utilitățile, și cu facilitățile. Nu ne putem extinde numai cu... Dumneavoastră, da. Spuneți. Nu putem extinde numai cu... Case? Case și fără să, să urbanizăm, noi... practic, da, zona respectivă. Da. Dumneavoastră, când erați președinte, ați identificat probleme așa sau dumneavoastră dădeați banii? Sau Consiliul Județean? N-a fost chiar așa. Aha. Deci, să vă dau numai câteva exemple. M-am trezit cu programul de la apă într-o fază foarte proastă, ba chiar să pierdem foarte mulți bani. Și ceea ce spun, confirmați și dumneavoastră sau colegii din mass media, că am făcut niște acțiuni concertate și cu mass media. Uh-huh. M-am trezit în 1 august cu cei care răspundeau de investiții, mi-au spus că sunt un pic depășiți de situații. M-am întâlnit cu constructorii, inclusiv de la spitalul biserica. De bătrâni sau nu, de la Rosnov, cu domn primar, cu cel care făcea investiția acolo, colegii din CJ, cu directorul care răspundea care era beneficiarul practic al final la investiții respective, la liceul special Ștefan cel Mare, unde investiția era enorm de greu. Și unde constructorul m-a înțeles și după 10 zile a adus 70 de oameni pe șantier și am ajuns la 90% în decembrie. Calea de acces la Tașca, la stația de deșeuri, stația de sortare a deșeurilor, care m-am trezit în luna iulie, că spune doamna de la Consiliul Județean că nu poate să fie realizată fiindcă trece prin două proprietăți private. Și am zis că ce înseamnă asta și de ce. Și am găsit soluția până la urmă cu primăria Tașca, chiar dacă am mers câțiva zeci de metri în plus și cu un constructor bun am reușit să scoatem aproape gata lucrarea. Erau fonduri europene și le puteam pierde. De asemenea, inclusiv la Roman, unde erau niște probleme, stagna,
erau realizat 20-25%, s-au adus utilajele, punerea lor în operă s-a realizat în luna decembrie și a însemnat că în 75% realizată stația care era 20% în luna august. Același lucru la Podoleni, unde s-a infiltrat apă și unde cel care avea răspunderea să urmărească lucrarea, dirigintele de șantier cu alți specialiști, tot încercau să zic așa, să ne pună un fel de bieți în roate, că nu spălam suficient pietrele care le spuneam în zid și doreau să economisească o sumă imensă pentru redistribuire în cadrul companiilor și până la urmă au înțeles printr-o discuție, câteva discuții telefonice că lucrurile nu vor sta așa și au cedat și ne-au lăsat să ne facem lucrarea, să ne apropiem de finalul investiției. Așa. Același lucru însă nu pot să-l spun despre aducțiunea de apă de pe Petru Movilă. Acel ovoit care trebuia să vină pe Petru Movilă, unde în calitate de președinte nu am fost de acord, fiind cu unul din colegii mei, care eu consider că este un specialist de calitate, domnul Andrei Ignat, ne-a venit și am discutat nu numai cu dumneavoastră, cu alți specialiști, nu are rost să-i nominalizez, ca o firme private, Andrei e pe la București, am înțeles, și nu cred că îmi face concurență nimănui pe aici. Și chiar dacă faci, asta e realitatea, era consilier atunci. Și am vorbit și mi-a arătat soluția de a trage respectiva conductă de apă ovoidă pe trotuarul de pe Petru Movilă, fiindcă era și contractul de 5 ani când aveam voie să spargem asfaltul și nici nu aveam încredere că aduc la forma inițială, după cum vedem tot orașul. Azi, dacă treceți de la Lidl din Sarata, imediat cum ieșiți din Lidl spre Bicaz, să vedeți că de o lună de zile s-a tras pe acolo o conductă de gaz și mașinile nu s-au acoperit, e vorba de 50 de centimetri, unde își rup fiecare. Probabil, după ce vor termina... Să bătucesc cetățenii să-și rupe mașinile acolo. Păi dumneavoastră ar trebui să fiți bucuroși de asta. Da, e ca la... Ca să vină la schimbări la dumneavoastră, la planetar. Da, ca la manifestarea cu autostrada. Că ne-a întrebat dacă nu ieșim. Și am zis că nu cred, fiindcă noi suntem beneficiare mașinilor care sunt trezite reparate. De era o glumă, bineînțeles. Ați avut și dumneavoastră cu trolebuzul contract? Da, noi am avut nu cu trolebuzul, cu Anadolu. Deci noi suntem una din firmele care face la Anadolu... Adică dumneavoastră firma la care lucrați acum, privată, da? Da, Anadolu este firma care a dus autobuze la mai multe firme din Neam. Trolebuzul, Pristilul, mai multe. Și inclusiv în Bacău. Și ei au făcut mentenanță la asemenea autobuze pe două județe prin firma noastră, fiindcă au căutat niște firme care pot să facă lucrul acesta. Și vorba de capacitatea firmei, nu de deci altceva. Deci dumneavoastră ați avut contract cu Anadolu. Cu respectivii, așa, ca să faceți pentru tot ce s-a... Pentru două județe. Am înțeles, da. Uite, oamenii știu lucrurile astea. Foarte bine. Foarte... Da. Care e viitorul? Dumneavoastră, ne apropiem de final, Iulian. Care va fi viitorul acestei, nu neapărat acestei societăți, ci acestui serviciu? De serviciu public de transport trebuie să funcționeze. Adică un oraș care se respectă condiții, trebuie să aibă. Trebuie să aibă acest serviciu public. Pentru că este într-o subordonare, fiindcă el poate fi controlat, fiindcă, dacă vreți, poate fi controlat și în sensul de susținut, văzut ce se întâmplă, poți să dai serviciu public la niște firme private, da? Și dacă se întâmplă și una, două, dă faliment, da? Sau domnul primar chiar spunea, domnule, poate să vină un primar, adică e principiul vaselor comunicante. Pleacă unul, vin firme care pot umple la servicii publice, nu-i chiar așa. Poate să fie complementar. Serviciile publice de sănătate apar entități private, spitale, policlinici, clinici, așa, bineînțeles, laboratoare, dar pot fi complementar serviciului public. Și cine vrea să apeleze la serviciu privat, plătește ca atare, poate o să beneficiezi de un confort de altă natură sau de o anumită rapiditate. Dar, aici la dar eu nu cred că un serviciu public poate fi ușor tratat și dat deoparte pentru că există un interes sau o gândire. Nu că există un interes. Nu, o gândire la, de la moment. La starea financiară de acum, băi, hai să dăm la un privat. Eu v-am spus, domn primar a spus clar în emisiune. Băi, dacă vine privatul, ăla îmi dă și niște bani așa. Și nu mai am eu grijă a lui. Dar și... stați un pic, nu știți, trolebuzul plătește redevență la Urtrans.
plătește lunar o redevență. Aha. Nu știu de ce sumă e acum, dar da. vă pot comunica, se poate întreba. De aici încolo e un lucru de care noi n-am vorbit în emisiune. Banii ăștia care vin, pleacă de la ADI, Urbtrans, aici ar trebui să avem noi niște răspunsuri. Așa, ca filozofie, da, eu sunt de acord. Să fie trolebuzul, să avem servicii frumoase, să te urci iarna, să fie cald, vara, aer condiționat, să fie, cum să spun, un transport elegant, pentru că, na, suntem și un oraș, de ce să nu recunoaștem, preponderent cu foarte mulți pensionari. De-aia nu, dar orașul e întins, orașul nostru are un specific, adică intri mulți și se întinde, destul de întins, nu este un oraș, sunt orașe mai compacte, fiindcă pe zonă de câmpie sau pe alte zone, dar orașul nostru este un oraș, de-aia e și frumos, că e întins, printre mulți. Aici problema asta a banilor, aici dacă ne-ar lămuri cineva să știm exact, da, cu bani, cu oameni, aici s-ar mai putea discuta. În rest, sunt discuții electorale, e și normal. Categoric, și de asta am și spus că trebuie clarificat ce înseamnă tariful acesta social, care sigur și ăsta poate fi ajustat. ADI Urbtrans poate să zică, domnule, de mâine, de la 1 noiembrie, tariful social este de 3,50 lei. Noi subvenționăm numai încă 3,50 lei. Și reducem cursa aia, acolo, nu mai ducem nu știu unde, comasem nu știu ce, ducem numai elevii și cei oamenii când pleacă la muncă. Sunt într-adevăr discuții. Sunt mai multe variante care factorul responsabil, cele două entități, inclusiv sau să zic și de celelalte primării. Vreau să vă întreb de viitor. Cum vedeți viitorul? Tot cu asemenea trolebuze, vin ale electrice, se bat. Eu cred că programul de mobilitate o să realizeze, fiindcă, v-am spus, sunt și niște consecințe, inclusiv faptul că am văzut că s-au semnat niște contracte, există și această obligație juridică de a face. De aceea premizele pentru că în momentul când ai semnat, te-ai angajat că deci dacă faci vrem autobuzele alea electrice, trebuie să facem, să le facem culoar special, bandă specială, categoric. Să facem niște modificări. Nu să fie numai cu bucurii. O să trebuie făcute probabil parcări, o să trebuie să se găsească soluții pentru cetățeni. Ca să deci parcările parcări alea din precista, de la școala 4 până la Petrodava, nu știu. Dispar nu sau știu. Ceva. Deci discuțiile sunt cu mult mai ample decât doar așa o discuție cu a fi sau a nu fi, a închide sau nu a închide o firmă. O să mai discutăm despre lucrurile astea. Oricum, eu vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sper că am clarificat cetățenii cu. Repet, de aici ar fi interesant banii sau alte lucruri pe care noi nu le cunoaștem din dedesubturile acestei companii. Dacă mă întrebați pe mine la momentul, a spus-o nu știu cine aici într-o emisiune când a început drumul cu acest, că știți, s-au ales mai multe variante și până la urmă s-a bătut în cui acum 20 și ceva de ani. Domnul Luca, cred că a zis, consilier județean Luca, așa, când s-a ales varianta asta cu trolebuze, iată, la momentul ăla nu se punea așa, poate, accent pe partea asta de poluare, de a nu se polua. Ei, iată că s-a ales o variantă bună pentru oraș și acum o să vedem ce sau în ce direcție va înainta. Până una alta, înțeleg că de astăzi se circulă cu trolebuzul. Văzusem un anunț aici, da? Pe pagina lor. O să vedem ce se va întâmpla. Cu siguranță va fi speculat și electoral, nu? Că am dat banii, probabil va veni domn președinte, nu știu, dau și eu din casă, dau și eu idei. Nu asta e important. Important este să fie o firmă care să lucreze corect, transparent și așa nu mai trebuie. Îmi cer scuze, dar așa nu mai trebuie niciodată. Vor fi cicluri electorale, urmează prezidenția, după aia au fost europarlamentarele, urmează prezidenția, locale, așa toată ziua. Trebuie găsiți niște soluții care să stea în picioare și azi și peste 3-4 ani. Directorul companiei spune, sper să se găsească soluții pe termen lung pentru ca societatea să-și poată desfășura activitatea. De fiecare dată, ăia de jos, muncitorii au marile probleme, ei sunt primii aruncați. Vă mulțumesc!
Vă mai aștept și eu vă și mai aștept sper cu... să fie lămuritor pentru... Da. Și să ajutăm la clarificarea unor aspecte care nu sunt politice, sunt strict administrative și de interes pentru cetățeni. De asta spun, pentru că vedem că în alte orașe, dumneavoastră a spus-o, mai mari sau de nivelul nostru, lucrurile se mișcă în domeniul ăsta. Da? Cu Suceava, cu Galați, cu alte orașe, așa, lucrurile merg înainte și transportul, cum să spun, nu rămâne la nivelul. Noi am cam rămas în urmă, orașul nostru. În fine, o să mai discutăm pe direcția aceasta. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mai aștept și cu altă ocazie. O zi bună, la revedere! Mulțumesc și eu, la revedere!